Salutare, prietene! Uităm la o Honda! Honda asta are mică problemă, curge apa pe la apre, se tupă pe la pompa de apă. Deci vom da afară capacul la pompa de apă, vom da afară turbina și vom încerca să schimbăm presetupa. Deci vedem prima dată ce presetupa are aici înăuntru și o vom comanda. Ok, acum la destrâns folosim un impact, dar niciodată la strâns, pentru că strici filetul în astea imediat. Deci la strâns numai cu mâna, cu simț și cu chei dinamometrică. Deci desfacem prima dată astea patru șurubi de la capacul de la pompă și vom vedem care e treaba. Una, două, de acolo, trei, uite acum curge apă, foarte puțină apă, că s-are un litru de apă, tot apa în el e un litru. Deci dăm afară șuruburile, ne curge apa aici, o vedeți că avem șuruburile diferite lungimi, deci de sus e foarte lung, deci să ținem cont de treaba asta. Așa, și dăm afară și după cum vedem, avem aici impela, avem aici o piuliță care, stai așa puțin, e mare o leacă de problemă că îi joacă foarte tare, să aibă și problemă și cu rulment, și cu rulmentul. Poate a intrat apa acolo și a stricat și rulmentul și atunci va trebui să dăm afară toată carcasa, sper să nu fie. Ok, am desfăcut paleta asta de aici, de la pompa de apă, e din aluminiu, e înșurubat aici, e filet normal, deci îl desurubesc spre stânga. Acum vom desface colierul ăsta de la capacul de la pompa de apă, că ne încurcă aici. Am desfăcut deja șurubul ăsta de aici, care e șurub cap de 13, care e un M8, de la pedala de pornire. Ok, deci avem pompa de apă afară, pedala de frână am dat-o afară de aici. Pedala de pornire am dat-o afară de aici. Acum prima dată dăm toate șuruburile jos de la capacul de la ambreiaj, să vedem ce e aici. Pe urmă dăm tot capacul ăsta care acoperă ambreiajul. O să curgă ceva ulei jos, deci o să avem acolo ceva să culegem uleiul. Ok, am desfăcut toate șuruburile de aici. Uleiul e foarte negru, nu l-a schimbat de mult, trebuie schimbat mai des, înțeles, ăsta e chiar încă așa negru, n-am văzut niciodată la un motor. Acum scoatem tot capacul ăsta afară, inclusiv ies afară cu pompa de apă cu axul și atunci vom putea să scoatem axul afară, rulmentul. O să vedem exact de care e, să comandăm alt ax, deci kitul de reparație a pompei. Ok, domnule, uitați, aici avem ambreiajul, cea mai mare piesă. Avem aici câteva rozințate în axul ăsta aici, că e un ax, e o gaură acolo. Aici intră axul de la pompa de apă. Aici avem axul de la pornire. Să fim siguri că nu ne sare cumva arcul de acolo, că e mare problemă să-l punem înapoi sus, că e foarte greu. În rest arată bine, ulei e foarte murdar, dar să punem altă curat. Am avut noroc, uitați, garnitura arată foarte, foarte bine, deci nu avem treabă cu ea. Acum vom bate pe dincolo axul ăsta cu rulmentul afară, fără să stricăm nimic pe aici. Acum să scoatem afară smeringul ăsta vechi, așa, protejăm aici marginea asta la pompa de apă cu o cârpă de asta așa și băgăm aici și îl forțăm afară. Să scotem afară rulmentul, căutăm o cheie tubulară care intră aici în locul ăsta și îl batem afară. Am găsit o cheie de 13 de asta lungă care intră de aici și putem să batem afară rulmentul. Să protejăm garnitura aia verde de clingherii pe seau, punem peste o cârpă din asta ca să nu zgâriem și acum îi dăm aici câteva lovituri și el o să iasă afară. Ok, că o și ieșit. Și după cum vedem, aici înăuntru mai are un simering mai mic care protejează să nu intre ulei din motor încolo în apă. Așa, kitul nou va avea cel puțin paleta nouă, cele două simeringuri, rulmentul și ax nou și probabil va mai avea acolo și garnitura de la capac. Ok, domnilor, mulțumim tare mult că v-ați uitat și ne vedem din nou la montare. Ciao, ciao!